Eu sunt Liliana Stățiuc. Sunt mamă, în primul rând, sunt soție, sunt mamă, am un copilaș și mai nou sunt social media manager. Fac parte din companie mare, nu am să-i dau numele, dar acum m-am regăsit în profesia dată și îmi place când fac jobul și mi se primește și sunt foarte, foarte mândră că mi-am găsit cumva nișa și destinația. Eu vreau să fiu mai cunoscută, da? De asta și-am venit la Sprint. Și de asta și-am acceptat și aici să vin. Pentru mine InstaSprint-ul a fost ca un motoraș. Pe mine m-a responsabilizat InstaSprint-ul să se postez zilnic și vorba lui Vadim, un creator de conținut, nu se odihnește, nu are zile libere, nu are weekend, el mereu trebuie să posteze sau să arate cu ce se ocupă. Și asta, de prinderea asta am luat în InstaSprint. Pentru mine asta a fost și ideea după care am venit și asta și-am obținut. Eu în perioada sprintului adoram ziua de luni, pentru că eu știam că ne întâlnim cu Vadim seara și nu numai cu Vadim, cu toată echipa și noi o să vorbim, o să vedem cine și ce-a spus, cum s-a confruntat cu diferite situații. Ca idee și ca bază, mie mi s-a părut perfectă. Pentru că, în modul dat, fiecare care participă, indiferent că este familiarizat cu rețelele sociale sau nu, lui e clar ce trebuie să facă și cum să facă. Eu am prins la încredere, mai mult încredere. Eu o avem și eu nu duc lipsă de încredere în sine, dar cu InstaSprint-ul eu am crescut foarte mult. A fost ceva care eu nu m-am așteptat în general ca proiect. E că el însuși ca proiect pentru mine a fost ceva wow. Asta e baza pentru un viitor bun, social media sau creator de conținut. Dar oamenilor care vor, dar încă nu cunosc, nu au curajul sau cred că îi nu-ți descurci și eu le recomand totuși să apeleze la voi, la produsul ăsta, pentru că e produsul care o să-i ajute. Eu personal, la mine pe pagină am recomandat și din suflet am recomandat și mi-au scris câteva persoane și m-au întrebat dacă pentru dânși o să fie, cât de cât care le cunoșteam persoanele, dacă pentru dânși o să fie ok și am spus că da. Și a spus că da, eu sunt de acord, dar eu n-am să intru în live. Zic, Vadim, ați fac și sunt și în live. Vadim, ați fac și sunt și în stories, nu numai live. Adică, e pentru toți care sunt gata să facă. Dacă au dubii, asta e altceva, dar asta se rezolvă și asta. Pe parcursul InstaSprint-ului, foarte mulți au crescut. Și oameni care la început mă uitam că nu fac nimic, au crescut foarte mult, au ajuns la nivel destul de bun. Și asta iarăși te motivează să țin în așa încordat. Că tu trebuie să faci față, că vin alții care sunt ca tine. Trebuie să fii bun totuși.